Capitolul 4. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, Numără pe fiul lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, pe toți cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. Iată slujbele fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. Ele privesc locul prea sfânt. La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua din lăuntru și să acopere cu ea chivotul mărturiei. Să pună deasupra ei o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră. Apoi să pună drugii chivotului. Să întindă un covor albastru peste masa pâinilor pentru punerea înainte și deasupra să pună străchinile, cățuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului. Peste toate aceste lucruri să întindă un covor cărmiziu și să-l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare, apoi să pună drugii mesei. Să ia un covor albastru și să acopere sfeșnicul, candelele lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru unt de lemn care se întrebuințează pentru slujba lui să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de vițel de mare, apoi să-l pună pe targă. Peste altarul de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare, apoi să-i pună drugii. Să ia apoi toate uneltele întrebuințate pentru slujbă în sfântul locaș și să le pună într-un covor albastru și să le acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare, apoi să le pună pe targă. Să ia cenușa din altar și să întindă peste altar un covor de purpură. Să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculițele, lopețile, ligheanele, toate uneltele altarului și deasupra să întindă o învelitoare de piele de vițel de mare, apoi să-i pună drugii. După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit sfântul locaș și toate uneltele sfântului locaș, fiii lui Chehat să vină la pornirea taberei ca să le ducă dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiului lui Chehat din cortul întâlnirii. Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui unt de lemnul pentru sfejnic, tămâia mirositoare, darul de pâine de toate zilele și unt de lemnul pentru ungere. Să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, sfântul locaș și uneltele lui. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: Să nu cumva să puneți neamul familiilor chehatiților în primejdie să fie nimicit din mijlocul leviților. Iată ce să faceți pentru ei ca să trăiască și să nu moară când se vor apropia de locul prea sfânt. Aaron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui. Să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte ca să nu moară. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Numără și pe fiii lui Gershon, după casele părinților lor, după familiile lor, și anume, să faci numărătoarea începând de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. Iată slujbele familiilor gershoniților, slujba pe care vor trebui să o facă și ce vor trebui să ducă. Să ducă covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de vițel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii, pânzele curții și perdeaua de la ușa porții curții, de jur în împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care țin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri în slujbele lor, fiii gherșoniților, să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui să o facă. În grija lor să dați tot ce au de dus. Acestea sunt slujbele familiilor fiilor gherșoniților în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub gârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor. Și anume, să faci numărătoarea, începând de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. Iată ce este dat în grija lor și ce au ei de dus pentru toate slujbele din cortul întâlnirii. Scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui. Stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor, funiile lor, toate uneltele care țin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneți pe nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cărmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Moise, Aaron și mai mari adunării au făcut numărătoarea fiilor chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. Cei ieșiți la numărătoare după familiile lor au fost 2750. Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile chehatiților, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii. Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise. Fiii lui Gershon ieșiți la numărătoare după familiile lor și după casele părinților lor, de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, și anume toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, cei ieșiți la numărătoare după familiile lor, după casele părinților lor, au fost 2630. Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Gershon, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii. Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului. Cei ieșiți la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost 3200. Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Merari. Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului, dată prin Moise. Toți aceia dintre leviți, a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinților lor, de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii, toți cei ieșiți la numărătoare au fost 8580 le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului, dată prin Moise, arătând fiecăruia slujba pe care trebuia să o facă și ce trebuia să ducă. Le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. Capitolul 5. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros și pe oricine are o lepădare de sămânță sau este întinat prin atingerea de un mort fie bărbați, fie femei, să-i scoateți afară din tabără. Să-i scoateți afară ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia îmi am eu locuința. Copiii lui Israel au făcut așa și au scos afară din tabără. Cum poruncise lui Moise domnul, așa au făcut copiii lui Israel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Spune copiilor lui Israel, când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproape lui său, făcând o călcare de lege față de Domnul și se va face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte. Să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câștigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecele adus ca jertfă de ispășire, cu care se va face ispășire pentru cel vinovat. Orice dar ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse. Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului. Tot ce îi se va da preotului, al lui să fie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Dacă păcătuiește nevasta cuiva față de bărbatul ei și este necredincioasă, dacă altul se culcă cu ea și lucrul este ascuns de bărbatul ei. Dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prinsă asupra faptului, și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit, Omul acela să-și aducă nevasta la preot și, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz să nu toarne unt de lemn pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descopere o fără de lege. Preotul s-o apropie și s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia țărână de pe podeala cortului și s-o pună în apă. Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie. Preotul să aibă în mână apele amare, aducătoare de blestem. Preotul să pună pe femeie să jure și să-i zică: dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ți facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem. Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el și te-ai pângărit și dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine... Și preotul să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și să-i zică, Domnul să te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ți se usuce coapsa și să ți se umfle pântecele, și apele acestea aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ți se umfle pântecele și să ți se usuce coapsa. Și femeia să zică, Amin, Amin. Preotul să scrie blestemurile acestea într-o carte, apoi să le șteargă cu apele cele amare și să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem și apele aducătoare de blestem vor intra în ea și vor pricinui amărăciunea preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie să legene darul într o parte și într-alta înaintea domnului și să-l aducă pe altar apoi preotul să ia un pumn din darul acesta ca aducere aminte și să-l ardă pe altar după aceea să dea femeii să bea apele. După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea și vor pricinui amărăciunea. Pântecele îi se va umfla, coapsa îi se va usca și femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Dar dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, va rămâne neatinsă și va avea copii. Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie, care este sub puterea bărbatului ei, se abate și se pângărește, și pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuiele asupra nevestei lui. Preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea își va lua pedeapsa nelegiuirii ei. Capitolul 6. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de naziriat ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare. Să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. În tot timpul naziriatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburi până la pielița strugurelui. În tot timpul naziriatului, briciul să nu treacă pe capul lui. Până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt. Să-și lase părul să crească în voie. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort, să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. În tot timpul naziriatului să fie închinat Domnului. Dacă moare cineva de moarte năpraznică lângă el și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă capul în ziua curățirii și anume să-și-l radă a șaptea zi. În ziua a opta să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel la ușa cortului întâlnirii. Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celălalt ca ardere de tot, și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfințească apoi capul chiar în ziua aceea. Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte și să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină. Zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că naziriatul lui a fost pângărit. Iată legea nazireului: în ziua când se va împlini vremea naziriatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii. Cadar, să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea de tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa de ispășire, și un berbece fără cusur pentru jertfa de mulțumire un coș cu azimi, turte făcute din floarea făinii frământată cu unt de lemn și plăcinte fără aluat, stropite cu unt de lemn, împreună cu darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite. Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea de tot. Să pregătească berbecele ca jertfă de mulțumire Domnului împreună cu coșul cu azimi și să pregătească și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. Nazireul să-și radă, la ușa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului. Să ia părul capului său închinat Domnului și să-l pună pe focul care este sub jerfa de mulțumire. Preotul să ia spata dreaptă, fiartă a berbecelui, o turtă nedospită din coș și o plăcintă nedospită, și să le pună în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul închinat Domnului. Preotul să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului. Acesta este un lucru sfânt care este al preotului împreună cu pieptul legănat și spata adusă jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin. Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruința de nazireat. Acesta este darul lui care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de cei vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruința pe care a făcut-o, după legea naziriatului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin.